Știți că am postat câteva videouri despre Sabrina și Dima. Ei trec prin momente foarte dificile pentru că mama Sabrinei are dubii în privința iubitului fetei și Sabrina s-a consumat foarte mult cât timp au fost ușile deschise și se pare că și după, pentru că în timp ce vorbeau fetele la bucătărie, deodată s-a auzit un țipăt, plânsete, o criză în toată regula și s-au ridicat repede de la masă și s-au dus spre living. Nu ne-au dat evident imagini de acolo, dar cred că, nu știu, a avut o cădere Sabrina, fetele s-au speriat, au mers să vadă ce se întâmplă și să-i fie alături. V-am spus și în alt video că a spus că ea vrea să meargă acasă pentru că știe că mama sa nu-și va schimba părerea și am înțeles că și-a format-o în urma citirii online-ului. Se uită pe grupurile de mireasa și ia de acolo informațiile. Și așa și-a făcut această impresie despre Dima, conform spuselor acestuia.